La tine. Da, eu nu mă grăbește. Să-l livrez. Serios, bă. Serios, eu. Bă, deci pentru mine e o foarte mare onoare. Deci eu când am auzit că m-a chemat Nicu, deci când a zis Nicu că vii și prezinți, ai de capul meu, am 7 zile să stau cu Bob pe croazieră și să văd ce face un actor de succes. Ce face el așa daily, știi? Și ai văzut. Și am văzut. Și mi-a plăcut tare mult cum ai început și prezentarea. Că ai dat niște tipsuri din actorie care te-au ajutat practic da. Și în viața reală. Aia e viața mea. Așa. Eu ce vreau să vă spun celor care priviți acest video e că acum 7 zile, când am urcat pe vapor pe croazieră, l-am întâlnit pe Adrian Rațiu, fotograf, videograf al evenimentului. El, Zălăuan, ficior fain, plecat la Londra de 10 ani împreună cu soția lui și cu cele două fetițe minunate. Acum 7 zile un întins mâna și a zis salut Bob, eu sunt Adi Rațiu, fotograf. Eu am zis salut, sunt Bob. Astăzi, 7 zile mai târziu, vă spun așa. Prietenul meu, Adi Rațiu, pe care îl salut, căruia îi mulțumesc că timp de 7 zile a stat cu camera pe noi, cu microfoanele să scoată cei mai buni din discuțiile de la Business Support. Și e pentru prima dată când pot să zic, să afirm cu tărie, că în afara granițelor României am un prieten fotograf, videograf când am nevoie. Adi Rațiu, la Londra. Dacă sunteți români în diaspora, sunteți în Marea Britanie, omul călătorește. Dacă sunteți în Marea Britanie și aveți nevoie de serviciile unui om fotograf, unui om videograf, că înainte de toate ești om și am văzut o săptămână, credeți-mă, e omul pe care să-ți lași evenimentul, pe mâinile căruia să-ți lași evenimentul cu toată încrederea și dragul. Că-i om. Și ca extensie profesională, face niște poze faine și te filmează bine. Mulțumesc frumos! Eu mulțumesc! Dă-mi un om brățișare că-ți merg. Ne vedem la următorul. Chiar mă bucur!